Păi, în primul rând este gratis, că le-am primit pe sponsorizare, așa a fost înțelegerea. În al doilea rând sunt eco-verzi, nu poluează și nu în ultimul rând vor fi folosite pe zonele de parcuri, de malul Mureșului, vartale de blocuri, unde pot să se, nu se poate intra evident cu mașină și să fie mai prezent și să miște și mai repede decât ar alerga. Așa că îmbinăm toate astea și cred că va fi un lucru și modern, și practic, și eficient. Sunt un mijloc mai eficace de a acționa în parcuri și în alte zone aglomerate în care nu putem intra cu mașină din dotare. Plus că e mult mai ieftin, e mai ecologic, păstrează forma fizică, dă o imagine de apropiere a poliției locale, mai ales de generația tânără, ceea ce e de dorit. Și cred că, după cum se vede, colegilor le place foarte tare. Și încerc și eu imediat una ca să văd cum se întâmplă. Câte intră în dotarea poliției locale și cum se vor organiza patrulele pentru atenție? 10 vom primi în dotare, cele care sunt aici. Sperăm să folosim chiar mai multe la un moment dat. Asta înseamnă că vom scădea costurile de funcționare, măcar 6 luni pe an pentru poliția locală. Intenționăm să facem patrulări în parcuri, la serviciilor în publică, supraveghere comunitară, să dăm o dotare chiar și la circulație. Evidența persoanelor se va deplasa la asociațiile de proprietari și de locatari folosind aceste instrumente. Colegii de la Protecția Mediului și ei intenționează să se deplaseze în zona centrală folosind așa ceva. În esență, cam toată lumea, cu excepția celor de la dispecerat care sunt imobili, va folosi, inclusiv directorul general, care se va mișca cam toată ziua. Intenționez să renunț 6 luni pe an la mașina de serviciu să folosesc așa ceva. Alexandru Comani, numele meu, reprezint compania Lime. În primul rând, aș vrea să mulțumesc primăriei municipalității din Arad pentru deschiderea de care au dat dovadă pentru un mijloc de transport alternativ. Suntem foarte încântați să începem începând de astăzi cu parteneriatul poliției locale, iar începând de sâmbătă le vom avea disponibile și pentru ceilalți cetățeni din oraș. Se vor regăsi în prima parte pe arterele principale, urmând ca după aceea să acoperim toată raza orașului.